Mesaj usturător pentru ministrul educației Monica Anisie. Shelley îi bate obrazul după ce ministrul a anulat de pe o zi pe alta o dezbatere despre problemele educației, în care ar fi stat față în față cu vlogărul. Motivul real este că este frică de dezbaterea cu mine. Da, știu, e penibil să fugi de o discuție cu un elev după ce ai promis că o se întâmple. Veți rămâne în istorie drept cel mai laș ministru al educației pe care l-a avut România vreodată. A spus că deoarece cresc cazurile de COVID, nu va mai veni și va trimite în schimb un secretar de stat.